Penultima etapă a turului în Liga 4 a oferit un rezultat șoc chiar și la acest nivel sâmbătă după amiază pe terenul sintetic Cornel Negoescu. La ultima apariție pe teren propriu în acest an, SCM Gloria a obținut o victorie zdrobitoare, scor 12-0 în fața Victoriei Boboc, penultima clasată, și păstrează un avans de 2 puncte față de următoarea clasată înaintea ultimei etape. Sâmbăta viitoare, echipa condusă de Vasile Tudose se va deplasa la Lanurile, unde va întâlni ocupanta locului Dori, care și-a învins adversara în această rundă 7-0 pe terenul de la Gherăseni. În cel mai interesant meci al etapei, Team Săgeata a învins-o la limită pe teren propriu 4-3 pe Locomotiva Buzău. Iată rezultatele complete ale etapei a 14-a și clasamentul. Team Săgeata, Locomotiva Buzău 4-3, Tricolorul Gălbinaș Montana Pătârlagele 2-4, Înfrățirea Zoița Viitorul Vernești 1-2, Șoimi Siriu Petrolul Berca 2-2, Olimpia Râmnicu Sărata Vântul Zărnești 2-3, Diadema Gherăseni Voința Lanurile 0-7, SCM Gloria Buzău Victoria Boboc 12-0, Recolta Sălcioara ASE Balta Albă 2-3. Prima poziție este ocupată de SCM Gloria, 38 de puncte. Pe poziția secundă se află Lanurile cu 36 de puncte, iar pe 3 Săgeata cu 35 de puncte.